Iubiții mei frați, slăbim pe Bunul Dumnezeu pentru harul pe care îl avem din nou, să ne fie hrănit sufletul cu pâinea vieții, cu cuvântul lui Dumnezeu pe care îl vom citi și studia împreună, sub călăuzirea Duhului Său Sfânt și în virtutea promisiunii lui Dumnezeu. El vă va călăuzi în tot adevărul. Dacă nu aș avea această promisiune a lui Dumnezeu, Aș anunța publică renunț la predicare, pentru că este un domeniu în care un om nu ar trebui niciodată să se aventureze în firea lui sau în puterea lui, așa cum facem la alte lucrări ale vieții noastre. De orice profesie, orice ar trebui, deci, să păstrăm în sufletul nostru, în adâncimea sufletului nostru, promisiunea aceasta a lui Dumnezeu, prin care El uh, se așează la masă împreună cu noi și ne învăță, cum n-a învățat nimeni vreodată pe, pe cineva. Așa cum este, uh, așa învățător este Domnul și avem promisiunea aceasta a Scripturilor, toți vor fi învățați de Dumnezeu. El este gata să ne învețe. Afară de omul care are tot adevărul, el nu învață de la nimeni nimic, sau care știe totul de asemenea, sau ale cărui vederi și păreri sunt măsura lucrurilor. Omul acesta nu are de învățat nimic nici de la Dumnezeu, de la nimeni. Este o barcă în mijlocul oceanului fără direcție, fără cârmă. De aceea ne vom ruga lui Dumnezeu chiar de la început. Tată din ceruri, ai încăduit să cunoaștem aceste făgăduinți minunate ale tale, cuvântul tău viu și lucrător, cum că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Călăuzește-ne acum, Doamne, în această înaltă știință a umblării cu Dumnezeu pe pământ învață-ne din cuvântul tău și deschide-ne ochii să vedem lucrurile minunate ale legii tale, așa cum sunt scrise în inima Domnului nostru Isus Hristos, care a spus, legea ta este în fundul inimii mele. Fii binecuvântat în veci. Amin. Vom merge împreună în cartea micuța, carte Iuda. Are un singur capitol și aici la versetul 10 vom descoperi că umblarea cu Dumnezeu, nu este o, un sport sau o plimbare, ci este o luptă. Sigur, nu e nimic în pe pământul acesta fără o anume luptă, fără o anume cheltuire de energie, implicare, efort. Dar aici este vorba de implicarea întregii noastre ființi. Unii oameni lucrează cu creierul foarte mult, alții cu mușchi, alți oameni cu priceperea, cu observația, cu simțurile. Cu... Aici, însă, în acest domeniu, ființa noastră este chemată să lucreze cu totalitatea ei, întreaga ființă. Puterea lui Dumnezeu să vă sfințească pe deplin în direcția aceasta, trupul vostru, cugetul vostru, sufletul vostru, pe deplină sfințire ca să putem să, să să ni se deschide ochii și să înțelegem înțele cuvântul acesta. Este o luptă. Astfel că aceste cuvinte care au fost scrise în dreptul lui Enoch, Enoha a umblat cu Dumnezeu, nu reflectă o simplă alegere sau opțiune pe care a făcut-o la un moment dat cineva. cum A luat un așa de, culoare, de o culoare sau de alta și a plecat acasă. Nu, ci reflectă, ci vrea să spună începutul unei lupte. Vrea să spună că a umblat cu Dumnezeu atâția ani, a luptat pe calea aceasta a umblării cu Dumnezeu. Este o luptă la care suntem noi chemați. Acum în Iuda, la capitolul, acest singur capitol, versetul 11. Biblia vaie o clasă de oameni, vai de ei căci au urmat pe calea lui Cain. Pe da, Cain era mort de când lumea și pământul, în vremea când a scris Iuda această epistolă, în zorii nașterii bisericii creștine în Domnul Hristos. Și trecuseră mii de ani. Și totuși, calea lui Cain nu a fost inventată de el, a fost adoptată de el. Și calea lui Cain nu a murit odată cu Cain, ci a rămas pe pământ. Dacă am păstrat în mintea noastră ideea aceasta a generațiilor care vin după noi, dacă ne-am adâncit privirile în legea lui Dumnezeu care spune până la al treilea și al patrulea neam și până la al miilea neam, dacă am vrea să înțelegem că lucrurile acestea nu au o existență efemeră, adică ne am șterg la gură, s-a terminat. Nu s-a terminat nimic. Binele nu s-a terminat, răul nu s-a terminat, ele lucrează. De aceea îi spunea lui Dan, el te vei trezi la vremea aceea în partea ta de moștenire. Care este moștenirea, partea mea de moștenire? Tot ceea ce a rodit viața ta în trecerea acestor mii de ani, prin copiii tăi, prin familia ta, prin lucrările pe care le-ai făcut, acestea devin partea ta de moștenire în care tu vei fi chemat la viață. E partea ta de moștenire. Fie că e vorba de o, o comoară de răutate și de blestem, fie că este vorba de o comoară depusă în ceruri, strângeți-vă comori acolo, comoară cerească, izvorâtă din uh, iubirea lui Dumnezeu în viața noastră. Uh, este o clasă de oameni despre care spune aici, eu, Iuda, vai de ei, au urmat pe calea lui Cain. De multe ori vrem să mergem undeva, dar suntem distrați, uităm, Mie asta vă, mă refer la mine, și, deodată, ne dăm seama că, de fapt, am trecut de unde trebuia să ieșim cu mașina sau, bă, pe ce stradă sunt eu aici? Și atunci revenim dintr-o convobie telefonică sau dintr-o meditație în care suntem. Eu, mie mi se întâmplă prost, și am revenit și am mă, ce. A, da, suntem aici. Bun. Ne-am uitat cumva în viața noastră, dacă nu cumva, strada pe care suntem este strada lui Cain ar fi foarte important de știut. Pentru că nu se poate merge pe strada lui Cain și să ajungem la destinația lui Abel. Nu se poate așa ceva. Nu corespunde legii lui Dumnezeu lucrul acesta. s au aruncat în rătăcirea lui Balam din dorința de câștig. Ai devenit slujitor al lui Dumnezeu? Cu ce plan? Care ți-a fost dorința? Unde ai vrut să ajungi? Ce ai vrut să rodești? Ce ai vrut să produci? Aceea le ai. Sunt și despre clasa aceasta de oameni, spune că ei s-au romcat în rătăcirea lui Balaam, adică au fost. Ei nu se poate spune ce a fost omos. A fost proroc sau a fost vrăjitor sau a fost ghicitor sau a fost. Omul acesta binecuvântat pe Dumnezeu sau a blestemat pe Dumnezeu sau nu se poate. Amestecătura aceasta teribilă din viață. Încercarea aceasta, despre a vorbi în despre ea, de a sluji la doi stăpâni, nu se sfârșește cu, prin a avea două geaburi, ci prin a trăda și pe un stăpân și pe celălalt, prin a fi de două ori trădător și față de Dumnezeu și față de lumea din care spunem că am ieșit. Dar sunt oameni care au încercat lucrul acesta. Merge, ce e ce rău cu asta? Merge și una, merge și alta. Și pe treptele securității în județul Argeș se întâlnește cineva care venise acolo pentru niște acte cu cineva care ieșea de la informatori. <laughs> și măcar că n-a fost întrebat informatorul acesta, l-am văzut personal, o ținea gâtul așa de întins ca să audă ce vorbeam eu și fără să-și dea la l-am luat de umăr și am spus, dă-te mai aproape, eu nu am nimic de vorbit aici care nu le-aș vorbi în prezența acestor oameni. Vino, vino. nu, 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 a încercat să să, 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 și speria sărmanul că era așa de concentrat să înregistreze și să audă ce zic, să poată raporta a doua zi ce am zis. Despre oamenii aceștia, spune Biblia, s-au aruncat în rătăcirea lui Baal. El i-a spus omului cu care s-a întâlnit lui Balam. El a spus o, ce să facem, trebuie să le facem și pe astea. Și nu l-a întrebat nimeni. Mi-a spus acest domn care mersese cu niște acte acolo, zice, nu, nu l-am întrebat nimic, că, dar a sărit ca ars o dată, că a văzut că văd de unde iese și măcar că n-aș fi știut, putea să fi fost și el cu niște acte acolo, dar el sărmanul hăituit de propriul lui Cuget. De ce hăituit? Pentru că au fost destui informatori care nu au fost hăituiți de cugetul lor. Era hăituit pentru că el știa că mărturisea o altă viață, pe de-o parte, dar trăia o altă viață. Și oamenii aceștia despre care spune Iuda aici, în epistola lui, s-au aruncat în rătăcirea aceasta a lui Bal de amesteca una cu alta. Enoch nu a mers pe drumul acesta, ci Biblia spunea, am blat cu Dumnezeu și punct. Nu și cu Dumnezeu și cu, nu, cu Dumnezeu și punct. Lucrul acesta trebuie este luat în serios și personal. Și să mă întreb, Doamne, pe ce stradă mă găsesc? Pe ce stradă merg? Unde merge strada aceasta? au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Pentru că, în timp ce au stat cu minți, au dat aparență de oameni, au adunat mânie și în sufletul lor, care, de fapt, venea din nefericirea lor de a nu fi ceea ce mărturiseau a fi. Aceasta produce o mizerie sufletească teribilă, care nu încetează niciodată. Este atât de obositor lucrul acesta încât uh, un, o, 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 o clasă de oameni ca acei despre care scrie în scriptură, care încercau să dea aparența aceasta, dar de fapt adunau în sufletul lor, au pierit pur și simplu într-o răscoală ca a lui Core. Și descrie Scriptura în versetul 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Am observat în trecerea timpului oameni care m-au tot înconjurat, au fost peste tot prezenți, venit sau ne-a venit, dar au fost acolo. Biblia îi numește stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Nici nu te gândești, poftiți pe la noi pe acasă. Nici nu m-am gândit că invitam acest informator în casa noastră, am pus pe masă toate lucrurile bune pe care le-am avut ca să aflu ulterior că, de fapt, a fost dus un raport cât se poate de negru care nu avea nicio legătură cu ceea ce am vorbit noi acolo și mi-a părut rău că nu existau aceste înregistrări pe vremea aceea să putem să contrastăm. Deși omul care uh, alege să creadă minciuna nu poate fi convins de adevăr, pentru că de aceea a ales minciuna. Minciuna este prin alegere, nu este prin, printr-o înșelăciune sau într-o stare de inconștiință Duhului Dumnezeu. Dacă locuiește în inima noastră, nu recunoașteți voi că Duhul lui Hristos este în voi, afară de cazul că nu e. Dar Duhul lui Dumnezeu din inima noastră nu ne dă pace să credem un anume lucru sau un alt lucru care nu reprezintă adevărul. Este o dizarmonie acolo. Însă, aici scrie Scriptura: Oamenii ăștia sunt ascunși. Nu, nu să știe. Stânci ascunse. Când se vine cu vasul într-un port, Există o uh, hartă în care sunt marcate stâncile. Sunt munți sub ocean, literal, munți, literal. Și dacă nu ar fi marcați stânci uriașe, atunci ar sparge vaporul, s-ar produce naufragii grozave. Orice stâncă de felul acesta este marcată și uh, cărmaciul va conduce întotdeauna vasul pe o cale care nu trece pe aici, dar aceste stânci ascunse. La mesele voastre de dragoste, se ospătează fără rușine împreună cu voi. A fost o situație de neimaginat în văile valdenzilor, în care au venit. Cei care urau credința aceasta valdeză și uh, s-au prietenit cu ei și au stat în casele lor și au mâncat la mesele lor, s-au jucat cu copiii lor și după aceea, într-o anumită zi la o anumită oră, i-au tăiat cu sabia pe toți, și familie și copii. Stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Tu din drag ai spus lucrul acesta. Ei se ospătează fără rușine. Nu, nu, nu ar trebui să-ți fie rușine dacă știi că stai la ambon sau stai la masă și apari într-un fel, dar ești altceva, nu ar trebui să-ți fie rușine, dar oamenii acestea nu mai au această capacitate a rușinii. Pentru ei este profesional să apar cine nu ești și să ai succes, așa cum a avut Haman, un succes aproape total, nu l-a putut nimeni bănui până când s-a dovedit că de fapt era, nu era ce apărea și sfârșitul a fost pregătit chiar de el, așa cum se întâmplă cu orice fel de păcat și cu orice fel de cale a lui Cain sau a lui Balaam, sfârșitul vine prin chiar plata, moartea este plata păcatului, nu plata lui Dumnezeu. Și cum a fost cazul lui Haman sau cazul acestor stânci ascunse la mesele voastre, fie că e masa de sfânta cină sau o invitație acasă, stânci ascunse acolo, în care, dacă nu sunt marcate, să lovesc la poarele, mor oamenii, se neacă, se stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Scrie Scriptura că ei sunt niște nori fără apă. Ei veți auzi la învoane vorbind și vorbind și vorbind de ani de zile, nu rămâi cu nimic, cu nimic. Așează-te jos și întreabă-te cu ce am rămas de aici. Nori fără apă. Așa scrie Scriptura, mânați încoace și încolo de valuri, deosebit mișcări de tot felul, dar de fapt fără conținut. Timp investit în această vorbire, ascultare, scriere de cărți, de articole, de asta, fără niciun fel de nori fără apă. Acesta este rodul umblării pe strada lui Cain pe strada aceasta se produc astfel de lucruri. Mânați încoace și încolo de vânturi niște pomi tomnatici fără rod. Vine toamna vieții și cu ce ai rămas după atâta timp și după... Și chiar am întrebat pe cineva care mi-a recomandat un anume, o anume prezentare, am ascultat-o, după care am întrebat direct, zic, spune cu ce ai rămas. Și mi-a spus, ce am rămas cu un simțământ de goliciune, de disperare, de spaimă. Aceasta a vrut să se producă în tine. Cel care a prezentat materialul acesta a urmărit în spaimântarea ta, sperie, sperietoarea aceasta, a urmărit dezamăgirea, disperarea, depărtarea de Dumnezeu. Ai pierdut complet legătura prezenței lui Dumnezeu. Pom tomnatici fără rod de două ori morți adică au fost morți și au fost aduși la viață împreună cu Hristos, dar au murit iarăși. Dezrădăcinați, care nu au, cum spune Psalmul 1, rădăcinile la izvor, izvoarele apelor. Dezrădăcinați. Valuri înfuriate ale mării, și cu pasiune, sunt prezentate nimicuri, totale nimicuri, gol, înghită apă din plin, spune Isaia acolo. Valuri înfuriate ale mării, care își spumegă Rușinea lor, rușinea goliciunilor, stele, staruri, stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru veșnicie. Vai de corăbierul acela sau de cârmaciul acela care își ghidează traseul vieții după stele rătăcitoare. Este un star, dar ce fel de star? Călătoria pe mare se face după ste Steaua Nordului, după Acum sunt și alte mijloace, bineînțeles. Dar după aceasta stea și Abraham Lincoln în 1833 la Marea Cădere de Stele. A fost trezit și uh, au țipat slujitorii. E sfârșitul lumii, e sfârșitul lumii. Domnule președinte, e sfârșitul lumii. Uitați-vă, milioane, miliarde de stele care se, uh, care se aprindeau și dispăreau în spațiu. Și acesta e sfârșitul lumii și Lincoln a ieșit liniștită, a tras perdeaua, a privit afară și a văzut uh, marile constelații. Ursa Mare și Steaua Polară și Sirius și alte stele și tot ce era acolo. Le-a văzut pe aceștia, s-a întors înapoi și să se odihnească. Domnul președinte, dar nu vedeți uh, Ceilalți au spus? Și dânsul a răspuns liniștit, marile constelații sunt în locul lor. Stele rătăcitoare, Conduc în rătăcirea lor pe mulți. Și nu fără voia sau acordul acestor oameni, și nu împotriva Duhului Sfânt. Nu. Balam nu merge pe drumul acesta lejer. Domnul luptă cu el să-l oprească. Generația lui Noe nu se neacă ușor, nu este ușor să fi pierdut. Pentru că Dumnezeu luptă cu mare, mare hotărâre și putere, cu toate mijloacele la dispoziție, ca să determine ființa noastră să meargă împreună cu Dumnezeu, să umble cu Dumnezeu, nu pe strada lui Cain. Aici este marea luptă din sufletul nostru. Și lucrul acesta nu se desfășoară în chestiuni neapărat spectaculoase, ci în viața de fiecare zi, într-un bună ziua, într-un răspuns pe care îl dăm într-o situație sau alta, într-o lucrare mai mică sau mai mare pe care o facem sau refuzăm să o facem. Suntem în permanență în tensiunea dintre acești doi uriași magneți care ne trag. Și ne atrag. Mulțumim lui Dumnezeu că atracția aceasta magnetică, atât a binelui cât și a răului, nu este determinată sau um, asistată sau um, alimentată de forță, de forța magnetică, ci de răspunsul pe care îl dă sufletul nostru. A umbla pe calea lui Dumnezeu nu este un, un produs uh, al uh, forței, al constrângerii de un fel sau altul. îmblarea uh, pe calea răului nu este un produs al forței, nu poate fi nimeni forțat să uh, ofenseze pe Dumnezeu în sensul uh, distrugerii credinței în sufletul lui. Nu, e nimeni, nu poate fi nimeni forțat în direcția aceasta. Și găsim aceste lucruri clare exprimate de către Iacov, fratele Domnului, care ne spune atunci când ne găsim în această zonă de atracție între bine și rău și decidem fie să mergem, să umblăm cu Dumnezeu pe calea lui Dumnezeu, fie să alegem rău și să mergem pe strada lui Cain, acest lucru, spune Iacov, se petrece prin, nu printr-o atracție exterioară, ci printr-una interioară. Fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Lucrul acesta arată că responsabilitatea este și ne aparține în totul. Responsabilitatea alegerilor noastre, hotărârilor noastre, deciziilor noastre, acordului nostru sau refuzului nostru, acestea sunt produsele pentru care noi suntem responsabili. Altfel, cum ar judeca Dumnezeu lumea, de ce ar mai judeca-o dacă, dacă nu a avut responsabilitate? Lucrul acesta este. Văzut și în instanțele acestea, care nu merită niciodată să fie comparate sau asociate cu instanța divină. Este de cu totul altă natură, dar principiul este același. Un om care nu poartă răspunderea situației, omul acela nu poate fi judecat și condamnat pentru ceea ce s-a întâmplat, ci numai pentru ceea ce a făcut să se întâmple și a contribuit la situația aceasta într-un fel sau altul. Este limpede unde duce umblarea cu Dumnezeu, strada aceasta a umblării cu Dumnezeu și este limpede unde duce calea lui Cain sau strada lui Cain. Scriptura spune pentru ei, pentru clasa aceasta de oameni care au ales rătăcirea lui Balaam, a, au mixat, au amestecat neprihănirea cu nelegiuirea într-un fel, și aparența cu realitatea. Pentru ei a prorocit Enoch. Acum îl găsim pe Enoch în, în poziția de proroc al Domnului. Al șaptelea patriarh de la oameni, a șaptea generație. Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și atenție maximă și să încredințeze, să convingă, adică, pe toți cei nelegiuiți, de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip neleguit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Dar observați calea lui Dumnezeu el convinge, să încredințeze pe toți oamenii. Datorită acestui verb de aici, găsim reflectarea în Apocalipsa, în care întreaga creație, orice făptură, a spus, drept ești, Doamne, că ai judecat. Așa, în final, absolut orice. Nu există nicio excepție, nicio diferență nu este între Îngerul Gabriel și Lucifer în a recunoaște dreptatea lui Dumnezeu. Drept ești, Doamne, că ai recunoscut așa. Nu discutăm de partea interioară, discutăm de declarația aceasta. Drept ești, Doamne. Deci Dumnezeu este declarat drept de din întreaga creație, așa cum, de fapt, epistola către roman spune că el se va supune judecății. După ce va judeca toate lucrurile, se va supune el însuși judecății. Aceasta vorbind în favoarea neprihănirii și sfințeniei și bunătății lui Dumnezeu. Un, un nelegiuit n-ar avea curajul să vină și să se supună judecății, el are de ascuns multe. Lucru. Pe când Dumnezeu neavând nimic de ascuns față de creația Lui, el se expune acestei judecăți și Biblia spune ca să fii găsit neprihănit când vei fi judecat. El, acesta este mesajul lui Enoch ca profetie. parte din, din cartea lui Enoch, care nu a fost considerată canonică, dar în care există uh, lumini și ele au fost luate de acolo și tra traversate în scripturi. Și așa se găsesc și în alte cărți apocrife, se găsesc uh, citate care au uh, sunt în armonie cu adevărul pe care l-a descoperit Duhul Sfânt. A venit Domnul ca să încredințeze acești oameni. Ce facem cu încredințarea pe care o aduce Dumnezeu asupra sufletului nostru când suntem în valea hotărârilor, când am vrea să, să pornim pe o, fie pe calea lui Dumnezeu, să umblăm cu Dumnezeu, fie să mergem pe strada lui Cain. Ce facem cu această încredințare? Iubiții mei, nu este vorba de opinie, este vorba de manifestarea Duhului Sfânt care face clar cumva sufletului omenesc fără niciun fel de excepție, orice om venind în lume trece prin această trăire cu Dumnezeu, face absolut clar natura pasului pe care avem de gând să-l facem. Destinația drumului pe care alegem să mergem le face absolut clare. Ne încredințează cu alte cuvinte, după care Dumnezeu se retrage și respectă decizia noastră. Scriptura spune, zice, Domnul avea de gând să-l piardă. De ce? Cine a cerut acest lucru? El. El ceruse aceasta. Despre altul spune Biblia, dați-l pe mâna Satanei. Cum să facă Biserica așa ceva? Foarte clar, Dumnezeu a luptat împotriva acestui om să nu se dea pe mâna satanei. Dar omul acesta n-a vrut să ține cont de nimic. Îmi place acest lucru. i că îmi place. Asta este totul. Și atunci Dumnezeu a respectat decizia și alegerea acestui om. Ce faci tu și ce fac eu cu încredințarea pe care ne-o dă nouă Dumnezeu la fiecare astfel de intersecție dintre strada lui Cain și strada umblării cu Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca făgăduința Domnului din Cartea Profetului Isaia, urechile tale vor auzi glasul care va zice, uite, acesta e drumul, mergi pe el. Mă rog din toată inima ca ochii noștri să găsească plăcere în căile lui și să le urmeze cu inimă, cu bucurie la chemarea lui Dumnezeu pe baza încrederii pe care o avem în Dumnezeu și pe baza evidenței date în Domnul Hristos că într adevăr Dumnezeu ne-a iubit așa cum a iubit pe fiul lui. Doamne Tată, suntem pe pământul acesta în care calea lui Dumnezeu se intersectează cu calea lui Cain. Te rugăm din adâncul sufletului că atunci când auzim glasul tău și când tu convingi sufletul nostru și îl asiguri și îl încredințezi cu privire la adevăr, la adevărul despre aceste căi, dă-ne putere, Doamne Dumnezeul nostru, să te ascultăm și să mergem pe urma pașilor tăi, asemenea Mântuitorului nostru, care ne-a spus că orice cuvânt pe care îl spune, Tatăl îmi spune ce să vorbesc și cum să spun. Ajută-ne să umblăm în acest fel cu tine pe pământ, Doamne Dumnezeul nostru, până vom fi pentru totdeauna cu tine, prin Domnul Isus. Amin.